Ana, din comuna Băcăoană-Sărata, are acum 16 ani. Copil încă, Ana a renunțat să mai meargă la școală după sfârșitul clasei a 8-a, pentru că în vacanța de vară a aflat că este însărcinată. Toți colegii dădeau mai departe, vreau și eu să dau mai departe. Da, eu nu știam că sunt însărcinată, sau nu știam ce înseamnă să fiu însărcinată. Vreau să dau mai departe, atunci m-au explicat părinții că nu pot să dau mai departe, că o să am un copil și asta. N-a știut. Ana a înțeles acum ce înseamnă să fii mamă și tot astfel cât de important este să termini școala, lucru pe care și-l dorește pentru fetița ei, Maria. Ce-mi doresc în primul rând să continui școala, să nu rămână ca mine cu clase, să ajungă cineva în viață, să nu... să continui, să nu rămână. După naștere, Ana a fost în permanență consiliată de asistentul social susținut de proiectul UNICEF să se întoarcă la școală și ajutată să facă demersurile necesare să poată obține alocațiile pentru copil. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Ana și pe alți copii ca ea să se întoarcă la școală.